La prima ediție a memorialului au fost prezenți soția regretatului antrenor Constantin Tăpârjan, vicecampionul olimpic Ilie Matei, precum și foștii luptători Vali Stănuț, Vasile Ciocan, Lazar Tipa, Ilie German, George Baltă, George Andronic, Nicu Cazac și Eugen Grigorean. A fost un tată pentru noi, care a crescut o grămadă de generații și el a ridicat sportul luptelor în Suceava și a adus o grămadă de campioni naționali, medaliați europeni, medaliați mondiali, medaliați olimpici, pentru care mă număr și eu, care am adus o medalie olimpică pentru clubul CSM Suceava, cum era pe timpul ăla. Și vrem să-i ținem un memorial, un concurs care sper să le aducă satisfacții și bucurii pentru ce au făcut pentru sportul luptelor în Suceava. Eu le doresc succes la toți și cei mai buni să câștige, să ducă sportul luptelor mai departe în țară și afară în străinătate. Succes tuturor sportivilor! Aproape jumătate dintre medaliile de aur au rămas la sportivii legitimați la cluburile din județul Suceava. Ioan Marin, Marius Blându, Teodor Chira, Adrian Agache și Bogdan Pop au urcat pe primul loc al podiumului, iar dintre rădăuțeni s-au remarcat Valentin Boicu, David Grigorean, Gheorghiță Boicu și Alex Boicu. Sunt foarte emoționat pentru acest eveniment. Deja, uitați, s-au trecut deja 2 ani de zile de la trecerea în celor buni al domnului profesor Constantin Tăpârjan. A venit momentul să-l răsplătim și noi pentru tot ce a făcut pentru luptele sucevene, pentru noi ca sportivi, care ne-a crescut, ne-a educat, ne-a învățat să socializăm. Și acum este momentul să îl onorăm cu acest concurs, prima ediție a memorialului Constantin Tăpârjan. Sperăm să această competiție să rămână în calendarul competițional național și local și să fie în amintirea celui care a adus prima medalie olimpică la clubul CSM Suceava. Ar fi mai multe de spus, dar credeți-mă că de mult nu mi s-a întâmplat așa, nici măcar la decesul mamei mele. N-am avut așa emoții și nu mi-aduc așa multe amintiri. Dar cu domn profesor, care am stat 40 de ani lângă dânsul, amintirile, știți cum e, te răscolesc. Constantin Tăpârjan s-a stins din viață în decembrie 2014 la vârsta de 68 de ani. O adevărată legendă a sportului local, dar și național, acesta a instruit timp de aproape 40 de ani luptători care au adus faimă județului Suceava. Sportivii pregătiți de Constantin Tăpârjan au câștigat în total peste 500 de medalii, dintre care peste 30 de aur la naționalele de seniori. Antrenor la CSM Suceava, chiar director, în perioada 2001-2005, profesorul Constantin Tăpârjan a condus în mai multe rânduri și lotul național de juniori.